Dar cu tempo, da, da, cum se cheamă? Ce fel de atac este asta, de fapt? Zi! Atac? E central, e mai dreptate, dar nu asta o să fie, e călcarea calității. Așa cum toate lucrurile au o măsură, se numește atac pozițional. Nu e deloc pozițional, e tactica noastră. E atacul cel mai simplu, la care, de regulă, la adversarul are cel puțin 5 posibilități de răspuns. La modul general. Dar al doilea tip de atac este atacul dublu. Care pe tabla de șac se manifestă de obicei în trei ori. O piesă atacă două piese. Dar este tot atac dublu și când două piese atacă o piesă. Și când o piesă atacă două piese adverse. Și tot atac dublu este și a treia formă când două piese atacă două piese adverse. Deci vedeți, la antrenamentele, la antrenorii trebuie să faceți grada exerciții cât și cum este bine să aplicați aceste modalități de a ataca. Poate facem și alt lucru asta, dacă aveți. Deci, și mai există a treia formă de atac, atacul triplu. Când o piesă atacă triplu. Așa. Și mai există ultima formă și cea mai rafinată formă de atac dublu, care se cheamă dubla lovitură. Dubla lovitură implică de obicei un atac și o amenințare, sau două amenințări. Ce este amenințarea? Amenințarea, așa, copii, este etapa premergătoare a atacului. Deci piesele stau, au disponibilitate de a se deplasa la anumite câmpuri, nu? Înainte de a-i da șah regimul, tu ai venit pe un câmp de unde ai examenit șah regimul, nu? În momentul în care ai venit pe acel câmp, tu ai creat o amenințare a adversarului. La fel, când adversarul vostru face o mutare, voi trebuie să vă uitați la piesele lui, la fiecare dintre piesele lui, dacă nu cumva una din piesele lui vă poate crea o amenințare. Ați înțeles? Deci, amenințarea e etapa premergătoare a atacului. Anterioara atacului. Bun, am făcut mutarea 3-2 de pas, care se numește atac dublu. Sau poate să apere fiul. Cum poate să apere fiul? Cu calce 6. Cu calce 6 sau? Sau? Ia spune. Cu dama F6. Cu dama F6. Să știi că mai încolo, când o să vii mai des pe la șah, ai să vezi că dama sau regina e ultima piesă care trebuie să. Pentru că venind pe ea la F6, el o să joace cal C3 și o să vină să dea mintea la D5. Deci, când vei afla, când ne face la lecții regulile de dezvoltare ale Capablanca, care ne învață cum să dezvoltăm fugirile, vei vedea că regina este penultima piesă care trebuie scoasă și activizată. De regulă, dar nu există regulă generală, așa. O să vedeți și cazul. Deci, cum poate să apere pionul E5 net? Cu F6 care a fi o mutare proastă, din ce cauză? Nu? Altă mutare. Cum poate să mai apere pionul E5? Cu cal C6 sau cu cal D7? Să presupunem că el nu dă ca
Cum ați continuat voi partida? Ia să aud! Bravo! Deci îi pune mutarea asta? Deci elimini un apărător al timpului 5, nu? Bravo! Deci, dacă și atunci Regel s-a gândit la fel ca noi și vrea să pute calde 7. Cum ați continuat? Ce ai mutat? Deci la calce 6 e bine să muți nebun aici. Pentru că amenință brav să bate aici, nu? Ăsta e legat. Sau să bate aici, așa nu se bate aici. Deci distrus un apărător. Așa cum e tot. Termin dezvoltarea. De ce? Păi e bine așa la șocul, nu? Nu, nu. Ce vrea să facă el? Să bată și el, ca orice jucător bun, vrea să facă rocada, nu? Ca să facă rocada, ce trebuie să facă? Poți să-l împiedici să facă, să facă chestia asta. Care ar fi mutarea cea mai bună pentru oameni? Foarte bine! Ce am venit? E o mutare foarte jucată. Imediat am jucat cald de 5, pe, atunci Anelul face altceva. Joacă de bune 7. Ce ziceți voi de poziția asta? Cum am continuat partida? Cum am continuat partida? Ce ați spune? Aștept propuneri de multe din partea tu. Ce realizezi cu nebunul la ei? Și ce fii nebunul la poroz de viol? Vedeți, copii, care credeți voi că este diferența între poziția altului și a negrului? Cine credeți că stă mai bine? Albu. De ce stăm mai bine albu? Fii! Păi și negru care stă. Știi tu? Da, 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 vreau să nu fac nimic. Negru are un lucru. Cu ce părere? Cine stă mai bine? Ce e cu e cine bine aici? Vezi la muncat. De ce? Are mai multe piese dezvoltate, iar... De ce are mai multe? Păi i-am spus, ai spus două, i-am spus două. Le are blocate. E! Da. Copii, diferența între jocul albului de până acum și jocul negrului e diferența de la cer la pământ. Pentru că altul a câștigat spațiu, între piesele altului există o armonie perfectă. Pihar. Și între piesele negrului există această lipsă de armonie. Piesele este observație ridicată din joc. Nebunul din joc este ridicat de calul din deșat. Alt sistem de înregistrare. E un moment de răscruce al partidei. Este foarte important. Numai card, dar. Ca să înțelegeți exact ce vă spun eu acum pentru dezvoltarea voastră viitoare ca jucător de șah. Până acum se spune așa. Că în fiecare poziție există mutări bune și mutări proaste. Nu?
Mutări proaste sunt cele care duc la pierderi de material sau de... Cele bune duc la câștig. Cele bune duc la câștig. Dar treaba asta exista în terminologia șahistă acum 50 de ani. Acum nu mai există decât o singură categorie de mutări. De fapt, tot două, dar dintre mutările bune. Nu mai există mutare bună. Există o singură mutare foarte bună și pe aia, dacă nu o faci, restul sunt proaste. Ați înțeles? Deci, soluția e așa. Acum tu ești la mutare. Cum ai jucat? Spune! Bravo! Bravo! Care este un atac dublu pe câmpul F7 și se facă rocadă. Nu? Altă soluție nu prea trebuie să fie acolo. Cum se poate? Deci. Bun. Dar ia spuneți-mi mie ce se întâmplă dacă negru în loc gândiți-vă și formă îmi spuneți. Spune. Și nu cred. Cine e acolo? Ce-ați face? Ia să aud. Dar cum ai continuat cu oameni? Ia seama! E un sare bună, dar nu e foarte bună. Ia seama! Facem care nu de pe N5. Și eu te-am fac cu Q. Și mai departe? Uitați piesele și gândiți-vă. Ce am face noi cu albul în poziția asta? Sau? Și mai departe? Eu. Bravo! Deci vedeți că în cazul ăsta să atacăm piesele. În primul rând, există două feluri de relații între figuri. Pentru figurile noastre, noi putem să ne apărăm piesele de atacurile adverse, putem să protejăm piesele de atacurile adverse și trebuie să scăpăm de limitarea figurilor noastre de câte proprii piuni. Nu? Între relațiile noastre, piesele noastre și ale adversarului, există relațiile de atac și relațiile de stânjenire, de care vom vorbi după masă. Acum vrea domnul Tărăs, o pauză și trebuie să vă rog. Și Cristi este doi copilași care au plecat la campionatul național, așa, pentru prima dată. Faceți o parte din asta cu și în timpul în care o să vă întrebăm câte ceva. Da. Ce părere aveți, domnul Pavlo, de copiii ăștia care am adunat aici? Deocamdată am o părere foarte bună, mai ales pentru dorința lor a face oameni doritor de a progresa în orice domeniu. Avem copii și mai avansați, care au categoria 1. Da. Cum ar fi diaconul Ionuț, ăsta e foarte pregătit. Da. Rămâne să... toată lumea, nu pleacă nimeni, da? Eh, ce facem mai departe? Mute rapide, Andrei. Nu o să anunț și programul, în timpul în care, da? Deci, copii, programul este în următor. Mai stăm câteva minute aici ca să terminăm o mică filmare, după care o să mergem toți pe jos la muzeul lui domnul Gabor, în apropiere. Nu facem mai mult de 6-7 minute. Atenție, toată lumea, merge pe marginea drumului, nu avem o surpriză din partea la mașină, da? Așa. Mergem un pic, vizităm muzeul ăla, stăm un fel de ori acolo, eventual cine vrea să închine la biserică poate să facă.
După care ne întoarcem înapoi, servim aici ce avem. Putem începe, servim câte ceva, da? Așa. Și după care, domnul Pavlov, valeți 20 de minute, timp în care, o jumătate de oră, timp în care domnul Tufă ne va face un program de, cu probleme cu dezlegări, da? Probleme de șac, un mic concurs de dezlegări. După care domnul Pavlov va intra într-o situație mai avansată, fiindcă acum a predat pentru copilași, da? O parte mai puțin complexă, da? Asta este băiatul lui Cristi Mahuri. Ia să vedem ce ne spune el așa. Încă e un băiat care plânge când pierde partidele. L-am văzut la Călimănești că plângea. Lasă că nu, dar e foarte bine că plânge. Foarte ambițios. Mie nu-mi plac copiii care nici nu le pasă. De aia să știți că n-ajung rugător de șac. Ăștia care plâng ajung rugător de șac. Mai faceți acum concurs, nu? Ceva? Facem cu dezlegările, da? Dezlegări. Deci nu pleacă nimic. Iar piesele citate rămân pe masă, da? Ce vin cu un... Să mutăm rapid ca să prindă camera, să știți. Camera mea e la tine, da? Ok. Hai că stai. Nu, dar eu iau să filmez, da?
reedităm. S-o prezentăm acum. S-o reedităm, am spus. Nu, este, nu mai există, e epuizat, a fost 3.000 de exemplare. Cristo, lăsă în parte. Să felicit din tot sufletul pe organizatorii acestei competiții adresată copiilor, pentru copii și pentru a forma niște oameni adevărați. Șahul este sportul care ajută cel mai mult în formare.